Party. Hash the Party.
aflăm în Club Tarabo, este alături de mine l-am pe Miti, care ne oferă cele trei premii Miti Tattoo & Piercing. O să dăm ceea ce dorește clientul, nu? Adică ori sprâncene, ori tatuaje, ori orice, nu? Orice, orice, ce vrea el, aia facem. Piercing-uri nu contează. Da. Cred că suntem niște norocoși, pentru că astăzi o să fac acolo alături de noi extragerea chiar Vali Bărbulescu, care și el este un fan al tatuajelor, nu? Chiar mă bucur. Și dacă se poate, l-aștept ca și client. Ei, uite, putem să-i facem o propunere, nu? Cine știe? Poate facem un tatuaj chiar pe el. Oh, da. Ar fi ceva. Așa că noi acum o să mergem în club să vedem care o să fie câștigătorii. O să dansăm, o să ne distrăm și o să ne simțim bine, pentru că așa este aici, în Club Tarabostes, la Orăștie. Da, Miti, la distracție? E, yeah, Tarabostes! Și distracție! Hai! Peace and love! Hai! Să începem peste ceva de genul. Peste 10. Eu vă urez distracție plăcută, să dansați și să vă simțiți bine. Salut! Uite, se pare că avem o grămadă de lume cunoscută aici, clienți și prieteni de-ai noștri de aici, de la HD Party. O să mai dăm o tură să vedem cum se distrează lumea. Așa că la treabă! Okay.
venit momentul să discutăm cu managerul clubului Tarabosta, să vedem cine a pregătit în sezonul de iarnă 2014 aici în căsuța de iarnă a clubului Tarabosta. Așa că alături de mine l-am pe Dorin Miclăuș. Salutare, salutare, ne prezintă, rog frumos, și pe frumoasa domnișoară de lângă tine. Ciao, ciao, ciao. Face parte din mulțimea frumoaselor din club Tarabosta, singurul brand, trebuie să menționez, singurul brand care rezistă și care se impune în piața cluburilor din zonă. E vorba aia, indiferent de vreme, clubul rezistă, nu? Sau cum să o adaptăm, știi? Clubul și brandul rezistă, nu se pune problema. Iar surprizele vor fi surprize pentru toată perioada următoare. Prima care va fi data de 18 cu Nino, super, super DJ. Toată linia muzicală a clubului este complet schimbată anul acesta. Publicul care îl vedeți simte și știe ce se întâmplă în club Tarabosta. De asta și avem audiența care o avem și rezistăm. Vreau să vorbim un pic despre evenimentul din această seară și anume care l-are ca invitat special pe Vali Bărbulescu. Ce se întâmplă în această seară? Cum de v-ați gândit? Și eu chiar vă felicit că l-ați adus pe Vali Bărbulescu, unul dintre cei mai tari DJ din România. Nu e ușor să-l ai pe Vali Bărbulescu în club la Orăștie, județul Hunedoara. E destul de complicat, dar totuși brandul impune și aduce, pentru că totuși este un eveniment foarte, foarte major și nu are nicio concurență la această oră. Iar ce face Vali Bărbulescu acum este în tonul ce se întâmplă cu Club Tarabosta în ultimele luni de zile. Deci suntem pe un val. Auziți? Ce zic? Muzica duduie în boxe, distracția e la ea acasă, nu? Oferte una și una și nu rămâne decât să ne distrăm. Normal, alături de fete frumoase. Logic. Deci ne anunți ca fiind o iarnă incendiară, temperaturile ridicate de astă vară vor fi aici. Incendiară cu multe surprize în perioada sărbătorilor. O să anunțăm un program de surprize în perioada sărbătorilor. Noi o să fim cu ochii pe voi și o să ținem și pe cei de acasă la curent cu absolut tot ce o să se întâmple aici în Club Tarabosta în această iarnă, da? Cu HD. Așa, cu HD Party, noi number one. Da, 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 așa, așa, așa. Alături de noi totdeauna. Și mergem înainte. La distracție! Da. Să fac lucrul ăsta, îl fac cu mare plăcere, cu pasiune și probabil că de-aia oamenii apreciază. Eu chiar vreau să te felicit, nu am mai dansat de mult timp așa mult în club cum am dansat în această seară pe mixul tău.
A fost un mix foarte eclectic, dacă vrei, adică a avut și dubstep, și folclor românesc, și deep house, și muzică de la radio, și piese cunoscute, rock. A fost așa un potpuriu, cum se spune, pentru că muzica e un limbaj universal, eu cred în chestia asta, adică nu, în 2014 nu mai poți să spui că muzica înseamnă doar trance, sau muzica înseamnă doar tech house sau techno, sau muzica este doar aia pe care o ascultăm la radio. Sunt nenumărate subgenuri de muzică, sunt ascultători de muzică, nu mai avem fanatici, oameni care ascultă neapărat ceva. Și totuși, tendința în muzica de club, care este? Care este genul care, să zicem, în anul 2014, așa pe final, este la modă? Tendința este întotdeauna, și a fost întotdeauna și va fi întotdeauna, cea comercială, cea mainstream. Sunt piesele pe care oamenii le cunosc. Când ai un public dedicat, ai un public cunoscător pentru un anumit gen, e ok. Tendința lor este asta, sau aceea, nu? Dar când ai un public foarte, foarte heterogen, foarte, nu știu, de genul ăsta, atunci clar vei merge la sigur cu piese comerciale, piese de top. Vali, pe lângă muzică, mai ai o pasiune. Unele mai multe. Femeile, da. Ei, și pe lângă femeia asta crezi că este pasiunea tuturor bărbaților, nu? Mă rog, nu mai e de mult o pasiune, fotografia, cred că despre asta exact. Trebuie. Fotografia a devenit o meserie, a devenit o parte foarte importantă din viața mea. M-am dăruit foarte mult în ultima vreme, chiar recunosc în detrimentul muzicii. Așa se întâmplă, ai doi copii, îi iubești pe amândoi la fel de mult, numai că atunci când vine vremea să duci pe unul la școală, îl lași pe celălalt acasă cu bunica. Asta nu înseamnă că tu nu mai iubești, dar trebuie să te duci cu copilul care merge la școală în prima zi să-l ții de mână. E la un nivel în care îmi pot câștiga existența doar din fotografie, ceea ce înseamnă că am ajuns acolo unde mi-am dorit, am ajuns să fac asta ca și profesie. Asta nu înseamnă că nu voi continua să pun muzică, la fel ca și copiii, nu? Dintre copilul la școală, nu spui, ok, celălalt să rămână analfabet. Păi duci pe amândoi la școală, la facultate, în viață. Muzica, să înțelegem că este prima dragoste. Marea este prima dragoste, că eu sunt din Constanța. Da, muzica reprezintă una dintre primele iubiri, într-adevăr, pentru că, așa cum ziceam, am făcut lucrul ăsta de mic copil și n-am cum să nu trăiesc muzică, n-am cum să nu trăiesc radio, n-am cum să nu trăiesc televiziune. Sunt lucrurile pe care le-am făcut bine, slavă Domnului, acum nu mă pun singur, dar chiar sunt niște clasamente, dacă vrei, și din fericire mă aflu în acele clasamente. Acum vreau să te rog să le transmitem celor care stau și se uită la HD Party un mesaj din partea ta. HD Party on and on till the break of dawn, adică petreceți până dimineață, că așa trebuie, cu muzică frumoasă, cu veselie și cu atmosferă, și nu mai veniți la cluburi să vă arătați ceasul, mașina de afară sau gagica frumos îmbrăcată. Peace! Minita 2 în piercing. Thank you.
O săptămână cât mai ușoară. Pa!